Cu ocazia Zilei Internaționale a Animalelor Fără Stăpân, Asociația ADOR, împreună cu organizație non-guvernamentală din Germania, numită ProCanes, am organizat acest eveniment, care constă în montarea de castroane pentru toți câinii din adăpostul public. În acest fel se respectă și regulile de igienă impuse de lege și venim și în ajutorul primăriei, asigurând prin donațiile făcute de către Fundația Germană și de către Asociația ADOR de necesarul logistic. Ce vreau să mai menționez este că aceeași organizație, ProCanes, va ajuta adăpostul din Botoșani lunar cu o cantitate de hrană uscată pentru câini, undeva între 700-900 de kilograme lunar, în funcție de fondurile pe care reușesc ei să le strângă acolo. Ne-au promis că se vor implica și instituția câinilor. Asta depinde în mare parte și de cum ne comportăm noi și ei trebuie să vadă că suntem de, cum să spun, de bună credință, ne punem la treabă când e vorba de treabă și avem grijă de donațiile lor să nu se deterioreze, să nu se fure. Era de mult planificată această acțiune? Nu tocmai. A venit așa cam acum o lună propunerea din partea lor de colaborare. Ei colaborează cu cei de la Suceava, de ceva de unde. Și au zis să colaboreze și cu cei de la Botoșani, dacă tot sunt în zona respectivă. Și sper că va fi o colaborare pe termen lung. Ei se pare că sunt mulțumiți de cum ne-am organizat și cum am înțeles să ne facem noi treaba. Au văzut că aici viața și sper într-o colaborare pe termen cât mai lung cu această organizație. Mulțumesc!